Sorpresa, sorpresa, qua Andrea Moreno. Ah, pre benzino! Fucking right in a pussy! Asta... sare! Bagă-mi și mie! Vreau 30 de lei la tine, la mine și la el, hai! 30 de lei la tine, la mine și la el! Câte 10 lei la fiecare? E bine și așa, măcar atât! Bă, dar asta e motorină! Da, știu! L-a luat, 100 de metri, bras. Ala-i, haide boss. Hai că poți, haide. A, n-ai putut. Intră în mine. Că intră și eu în tine după aia. Ce? Gazele. Cu gazelul. Vreau să deschid viziera. De aici se deschide, nu? Suntem piloți pe drum. Au. Gazela. Ala-i. Nu știu ce să zic, dar în momentul în care ai echipament la 5 grade câte sunt afară, nu simt absolut nimic. Bine, mai puțin Adidas, care nu sunt de motor. E ziua platformelor. Platformelor astăzi. Poftă mare. Să o ai între picioare. Păi dacă n-acordă prioritate, eu ce să-i fac? Îi zic de acru. Aha. De când am mai mers noi între mașini? De când? De aseară. Niau. Hai bă, oameni, bă, râdeți, mă, că e frumoasă viața. Mai puțin când se pune roșu la semafor. Vreau să trec pe aici. Mersi. Sunt așa fericit. Nu mai sunt așa fericit. Hai să speriem. Ce e asta? Tub? Un butoi mai lung? Ce un tub? Definiția tubului. Un butoi mai lung fără gaură în fund. Bă, are telefoane acolo. Mamă, câte telefoane avea. Mersi mult, mersi frumos. Ești un dulce și un duios. Vede-mă. Hai că dacă ăsta e acurbă. M-ai strâns răstoarnă. Vede-mă. De ce strănul și caști în fiecare episod? Nu știu, vreau și o să mă deosebesc prin ceva și înainte să mă urc pe motocicletă îmi bag bețe în nas, mă gâdil și după aia strâng pe motocicletă ca să prind în videoclip, știi? Așa. Acum și sughiț pe lângă faptul că mai strănut și cum să numea, mă? Și casc de la căscat. Căscatule, nu știi cum să numea căscat. Asta e monitor, ia să-l iau eu când trebuie și mie unul acasă. Deci că se strică dacă tai firele alea de acolo, nu? Fum cu mână. Ok, dau seama de ce se colbează lumea la mine, că sunt singurul idiot în tot București cu casca în cap care merge cu tramvai. Îmi place să-mi admin mâinile. Ce picioară. Ok, m-a văzut. A, vrea să arunce un? Aruncă-te un. Shoot asta. Dar se poate merge iarna cu ciuciureta de-asta? Semi-scârțitoare, da? Hai să alergăm. Speri.
Bravo! O să stau aici ca ultimul țigan. Uite așa, ca la bar, stânga-dreapta. Și stau aici așa frumos și filmez. Bă, dar n-am nicio treabă. Ei, să facem noi o prostie, să apăsăm pe butonul ăsta, să vedem ce se întâmplă. Ha? 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 Nu vrei? A, e bine. Hai mă, e tehnologie, mă, ce... ce înseamnă tehnologia, mă? Ta, păi te gândeai tu să apăsă pe buton să nu se deschidă ușile? Ta. O, dacă vreau mă ții și de sus. Dacă aș ajunge că mă ține... Mă ține cam așa, mă. Tu, bă, ce bine era să am și o motoră, cum mergeam și cu ăștia. Ce, tante, nu găsei buton? Treci că dacă ești dobitoc... E junglă aici, fiecare pe legea lui. Și în junglă, mai cât o lege. Oftă mare. Mă, răule. Am pornit, ră? Acum dăm semnal și facem la dreapta, incredibil! Ieșim așa și accelerăm pe linia dreaptă. Aia era o muscă. Așa, mergem mai departe și apăsăm frâna. Schimbă viteza în jos, schimbă mâna sus, dăm tare pe lângă asta și trecem mai departe. Mi-am lecat fundul, nu-i nicio problemă. Aoleu, e roșu, e roșu, aoleu. Te calcă mașina pe roșu. Ram pam 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 pam. Vai cum vine asta. Hai să ne uităm la el cum trece pe linia de tramvai și rămâne ca prostul acolo pe linie. Mamă, dar ce-i dă? Păi bineînțeles, nu trebuie să bage el în față, că na. Aspiră asfaltul? Aspiră asfaltul? Domnii aspirau asfaltul, tădeau cu aspiratorul pe asfalt. Ah, credeam că e un inel, am găsit un chilipir. Dar nu era un chilipir. Biblie, învață adevărul. Aveți 10 minute să vorbiți despre Domnul nostru Iisus Hristos? S-a aruncat gazela, a? S-a aruncat gazela. S-a aruncat gazela. Ră! Bună! Lăsați copiii să-mi facă cu mâna. Salut! Mamă, ce-l trage după ea, săracu? Săracu! Punem piciorul pe bordură. Uite, nenea n-are dinți în gură. Înregistrează. Oare cum o fi să fie o cameră de luat vederi și să înregistrez tot timpul ce fac eu în trafic? Hm? Cum? Haide! Așa! Bagă degetul în nas și după aia pleacă. Că altfel nu pleacă Loganul. Trebuie să-ți bagi un deget în nas și să dai drumul la ambreiaj. Nu, no, chiar asta a făcut. What? Pe LED-ul ăla roșu care se aprinde și se stinge, 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 se aprinde și se stinge și pâlpâie așa și se aprinde și se stinge. Copiii doar pe garduri când te aud, vin în fața ta, nu știi ce vor să facă, te sperii cazi, te sperii nu cazi. Pe aici s-a turnat, s-a turnat. Oare am voie să merg pe aici? Atât timp cât nu sunt semne, cred că da. A, doar până aici. Și aici? Păi... Da, și poliția ce zice? Tu vă asfaltul cu bobițele voastre, Hasane! 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 Hasan e de vină. Hasan e ăla care tăia curbele și a stricat asfaltul. Hasan face această cursă de cel puțin 10 ori pe zi. Și Hasan strică asfaltul. Hasan trebuia să plătească asfaltul, nu primăria. Mi-e frică. Frunze care joacă pe asfalt. Oameni care joacă pe scenă. Pureci care joacă pe masă. Și bunica mea care joacă în picioare.
Au. Ce frumos verde. Am înțeles, aici n-au mai vrut să toarne. De ce? Pentru că lua asfaltul la vale. Doamne, câte muște, deci efectiv aud așa cum se lipesc de cameră. Puc, 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 puc. Puc, 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 puc. Bă, le apălesc în cameră. Nu, nu, mai cânta. Nu, nu. Oh. Nu mai cânta. Da, pentru că acum astora le e frică că, că se apropie iarna, că îi dă cu zăpadă. Și au scos delimitatoarele alea de viteză, care erau foarte păcătoase. De ce? Pentru că ce fac ele? Delimitează viteza. Ce? Ok. Delimitator de viteză. Care ce face delimitatorul de viteză? Nu delimitează viteză. Dacă delimitezi viteza, asta nu înseamnă că rămâi la o viteză fără limită. Deci un delimitator de viteză delimitează viteza. Deci delimitatoarele de viteză te pot face să mergi cu cât vrei, nu? Perfect, foarte tare rezultatul meu. Lungă, vreau să trec. Mersi. Vă salut, băieți. Bă, sunteți bogați voi. Eu nu sunt bogat așa. Cât ai cârdu de motocicliști. Ăsta al doilea din spate, cred că e un Monster, Ducati Monster. Oh. Oh. Fun. Da, hai, vă rabrează. Bă. Dreapta, că e închis centru aici. Hai după mine. Nu e închis centru. Eu sunt de mine. Dreapta. Dreapta? Hai, în drept. Ce, mă, ai dat de poliție? Pam 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 param pam 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 pam. Nino, Nino cu mașina de hau-hau. Hai, las, că îmi place să mă dau pe asta. Dar nu-i corect, un motor de 125 sau de mai tare ca al meu. Nu cred. Nu cred. Eu n-am încercat schema aia până acum. Ia să încerc și eu. Nu mi-a ieșit. E ok? Am rezervorul mare. Ce te împizdăm. Mă mănâncă nasul. Iar mă mănâncă nasul. Iar mă mănâncă nasul. Iar mă mănâncă nasul. Iar... Iar mă mănâncă nasul. Până data viitoare, Motorrider pentru tine, numai bine! Pa!